premiați de Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Este vorba despre mai mulți elevi ai Colegiului George Coșbuc și Colegiul Tehnic Motru, care au participat la un concurs de matematică organizat în premieră de universitate pentru elevii claselor a 11 și a 12-a. Reprezentanții Universității Constantin Brâncuș vor să atragă tot mai mulți elevi către facultățile din cadrul instituției de învățământ. Astăzi a fost o zi plină la cele două colegii din municipiul Motru. Asta pentru că reprezentanții Universității Constantin Brâncuș au venit cu premii numeroase pentru a-i răsplăti pe elevii care au participat la concursul de matematică organizat zilele trecute. Cele mai multe premii au ajuns la Colegiul George Coșbuc. Premiul al treilea se acordă elevei Scutul Estera. Suntem deschiși acestor gen de activități întotdeauna și participăm la asemenea acțiuni nu doar cu Universitatea Constantin Brâncuș, ci și cu alte universități din țară care sunt interesate de captarea elevilor noștri, despre care avem semnale că se descurcă, sunt foarte bine pregătiți. Premii numeroase au ajuns și la Colegiul Tehnic Motru. Este prima dată când o universitate de prestigiu din Gorj și din, nu numai din Gorj, și din țară, vine în mijlocul nostru să premieze elevi. Nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum și consider că merită felicitările noastre, să aplaudăm UCB. Elevii din clasele a 9 au participat la activitatea de premiere fiind interesați de oferta prezentată de către reprezentanții Facultății de Inginerie. Am încheiat anul acesta universitar 2014-2015 protocoale de colaborare cu toate liceele din municipiul Târgu Jiu și localitățile județului Gorj pentru a fi în mijlocul comunităților de elevi în vederea prezentării ofertei educaționale a tuturor facultăților Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, pentru că noi considerăm că Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, deși o universitate tânără, are toate aturile pentru a-și atrage copiii buni și foarte buni din liceele județului Gorj. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a încheiat protocoale de colaborare cu toate liceele și colegiile din județ, în speranța că mulți dintre elevi vor decide să urmeze cursurile universitare cât mai aproape de casă.